Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar a procedat la confirmarea numirii pe funcția directorilor de școli care au promovat concursul anul trecut și denumirea unor directori cu delegații la școlile unde nu s-a susținut concurs sau examenul nu a fost promovat de către candidați. La sfârșitul anului 2016 au avut loc concursurile pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct pentru școlile din învățământul preuniversitar din județul Neamț și, evident, la nivel național. Vă putem prezenta la această dată o situație statistică a numirilor care s-au făcut pe baza deciziilor inspectorului școlar general și, din acest punct de vedere, putem să spunem că din cele 199 de locuri vacantate pentru concurs, au fost ocupate un număr de 142 de funcții de director cu decizii pentru funcția de director prim. Din acest număr au existat 97 de decizii emise pentru persoanele care au promovat concursul, 45 de persoane cu decizii emise pentru persoane numite prin detașare interesul învățământului. 44 de persoane au fost puse pe funcții cu decizie inspectorului școlar general înainte de 6 ianuarie 2017 și o singură decizie a fost emisă pentru soluționarea numirilor după 6 ianuarie. Numirea prin detașare a fost o soluție găsită de inspectoratele școlare cu aprobare de la minister pentru ocuparea funcțiilor rămase vacante, fie prin neprezentarea la concurs, fie prin nepromovarea examenului de ocupare a postului. În ce privește situația directorilor adjunți, au fost emise un număr total de 56 de decizii, din care 38 de decizii au fost emise pentru persoanele care au promovat concursul, 18 decizii au fost emise pentru persoane numite prin detașare interesul învățământului, 16 decizii emise până la data de 6 ianuarie și două situații în care s-au emis decizii pentru soluționarea situațiilor raportate la 6 ianuarie 2017. Ce-i cu acest 6 ianuarie? Ce, că îl repetați mereu, la 6 ianuarie ce trebuia să se întâmple? În data de 6 ianuarie a fost emis un ordin de ministru prin care se puteau face numiri pe baza deciziilor inspectorului școlar general pentru a asigura conducerea școlilor cu câteva modificări de la metodologia. Intenția ministrului tehnocrat al educației și cercetării a fost aceea de depolitizarea funcțiilor de director și de director adjuncți realizată în ultimii 25 de ani de către toate guvernele, dar s-a dovedit a fi inutilă deoarece în multe cazuri au promovat concursul foștii directori, pentru că doar aceștia aveau urmat un curs de management educațional absolut necesar ocupării unei asemenea funcții. Conform metodologiei, directorii care nu au promovat concursul sau nu s-au prezentat la concurs au fost obligatoriu a fi înlocuiți cu alții aleși de către inspectoratul școlar din propunerile făcute de consiliile profesorale. Iată care sunt la roman directorii numiți de ISJ prin detașare în interesul învățământului. Ovidiu Iftimer înlocuiește pe Leonard Văcaru, care nu a promovat examenul. Și la liceul cu program sportiv, Constantin Lupușoru este numit pe funcția de director în locul lui Ioan Popa, care nu a promovat concursul. La școala numărul 4, Alexandru Ioan Cuza, pe funcția de director adjunct este numită Mihaela Moraru în locul Luciei Prăjescu, care nu a promovat examenul. La școala de muzică Sergiu Celibidache, locul lui Victor Vanzariuc, care nu s-a prezentat la concurs, este luat de educatoarea Dana Stoleru. La școala numărul 11, Mihai Eminescu, postul de director adjunct va fi ocupat de Cristinel Căpraru, care îl va înlocui pe Alexandru Lezeu, care nu s-a prezentat la examen. La școala numărul 1, Vasile Alexandrii, pe postul de director adjunct a fost detașată Maria Campău, care a fost surclasată la concurs la doar câteva sutimi de actualul director plin Roxana Ciușteat. La liceul Ion Ionescu de la Brad din Horia, postul Mariei Maftei, care nu a promovat concursul, va fi ocupat de fosta directoare Gabriela Samson, înlocuită din funcție în urmă cu vreo 3 ani din cauza unui scandal legat de fraudarea unor fonduri europene. Există alte detașări și la o serie de școli din zona metropolitană făcute pe exact aceleași criterii.